Expresia pe deplin convins sau pe deplin încredințat vine de la pleroforeo. Acest cuvânt grecesc înseamnă a efectua pe deplin în probe, adică completa sigura sau a covinge, realiza în întregime. Acest cuvânt înseamnă a aduce în măsură de plină a îndeplinii. În roman 14 cu 5 vorbește despre temerea, înțelegerea în conformitate cu voința lui Yahua. Cuvântul 4135 strog Dictionary ex termeni biblici, pagina 1318. Pavel nu a zis că legea nu ar trebui să fie păstrată. Mai degrabă el spune romanii care fiecare ar trebui să caute cu sârguință o înțelegere de plină a voinței lui Iahua. Dacă romanii erau cu adevărat pe deplin convinși, fiecare în propria sa minte nu ar fi apărut probleme cu unii dintre noi convertiți încă temători față de superstițiile păgâne sau cu privire la păzirea zilelor de sărbătoare păgâne. Îndemnul lui Pavel era ca, că toți ar trebui să îi protejeze pe acești bebeluși în credință să nu fie pietre de poticnire pentru ei. La rândul său, cei care erau tineri în credință au responsabilitatea de a studia legea și voința lui Yahua astfel încât să înțeleagă fiecare voință divină și să trăiască în armonie cu ea. Iahua este atent la cele mai mici detalii ale vieții noastre. Cu toate acestea, El vrea ca noi să înțelegem că nu suntem mântuiți prin fapte, chiar dacă este vorba de mâncare sau post. Preocuparea sa este motivația inimii care determină acțiunea. Pavel a înțeles că numai serviciul făcut din dragoste este acceptat de către Iahua. El a sfătuit pe credincioși romani să renunțe la a se judeca unul pe altul, bătându-se pe fapte, postul sau lipsa acestuia. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău sau de ce disprețuiești tu pe fratele tău, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Iahușua? Fiindcă este scris, pe viața mea, mă jur, zice Iahuac, orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va mărturisi lui Iahua. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Yahua, Roman 14, de la 10 la 12. Ideea centrală a mesajului Pavel a fost ascultarea prin credință de preceptele legii datorită iubirii pentru tatăl. Pavel i-a avertizat pe romani împotriva judecării altora pentru că noi vom fi de asemenea judecați de Yahua. Dragostea nu lucrează răul aproape lui, de aceea dragostea este împlinirea legii, Roman 13, cu 10. Mesajul lui Pavel către romani este la fel de actual astăzi ca atunci când a fost scris. Tot să-i protejeze pe cei tineri în credință, nici să nu-i judecăm pe alții, nici să nu fim o piatră de potignire pentru ei, toți să caută să cunoască, să studieze și să înțeleagă voia lui Yahua și să trăiască în armonie cu aceasta. Fie ca toți și să păstreze legea divină din dragoste pentru datătorul legii.